Cineva l-a înghițit pe Stanley. Carte scrisă de Sarah Roberts, ilustrație de Hannah Peck. Stanley nu este o meduză ca toate celelalte. Majoritatea meduzelor au multe tentacule, dar Stanley are doar două. Celelalte meduze au un luciu spectaculos, însă Stanley avea doar dungi. Aceasta este o poveste scrisă de Sarah Roberts, zoolog și expert în fauna sălbatică. Sarah Roberts povestește cum o simplă pungă de plastic poate crea atât de multe probleme în ocean. Stanley a alunecat în mare deodată, stropind și adâncindu-se. Poate că e unul de-al nostru, s-au gândit celelalte meduze. Dar dungile lui erau prea drepte și avea tentaculele prea puține. Stanley aluneca printre valuri, neștiind ce să facă. Vezi tu? Stanley nu era o meduză ca toate celelalte. Mai apoi, ceva teribil s-a întâmplat. Cineva l-a înghițit pe Stanley. Oare cine să fie? Limba ei era tare ca oțelul. Gura ei era mare cât o peșteră. Pe când murmura un cântec surd, Stanley a încercat să rămână curajos. Deci cine l-a înghițit pe Stanley? Creatura s-a oprit din cântat. În timp ce Stanley aluneca încet pe gâtul ei îngust, aceasta a tușit și a împroșcat, iar mai apoi, s-a eliberat rapid, împroșcând cu un abur puternic în sus. O balenă îl înghițise pe Stanley, dar acum era liber. Stanley a aterizat din nou în mare, unde a plutit ușor, calm și fără griji, până când ceva teribil s-a întâmplat. Cineva l-a înghițit pe Stanley. Dar oare cine să fie? Cu un cioc ascuțit și o privire suspicioasă, creatura și-a mișcat rapid aripile și s-a înălțat mai aproape de cer. Dar cine l-a înghițit pe Stanley? L-a ciocănit, l-a rupt, a rămas înțepenit, dar Stanley nu s-a desprins de el deloc. Mai multe creaturi au zburat peste el, mai întâi două, apoi trei. În toată bătălia aripilor și a crocăniturilor, l-au lăsat în sfârșit pe Stanley în pace. Un pescăruș îl înghițise pe Stanley, dar acum acesta era liber. Săracul Stanley era rupt, neîngrijit și sfâșiat. Se scufunda din ce în ce mai jos. Dar apoi ceva teribil s-a întâmplat, chiar înainte de a ajunge pe fundul mării. Cineva l-a înghițit pe Stanley, din nou, dar cine să fie? Cu labele picioarelor ca niște vâsle, creatura înota prin subsolul marin. Aceasta avea o carcasă minunată și un cap mic plin de riduri. Până la urmă, cine l-a înghițit pe Stanley? Creatura s-a îngrozit, a tușit, apoi a început să se înnece, dar Stanley era prins în interior, fără a putea face prea multe. O broască cestoasă îl înghițise pe Stanley. Creatura era așa de speriată, încât a înotat înapoi la țărm. Cu Stanley blocat în gâtul său, nu mai putea respira. Broasca cestoasă a închis ochii și s-a întins pe nisip. Dar mai apoi Stanley a auzit pași care veneau spre el. Cineva venea să-i ajute. Un băiat drăguț, de pe plajă, a venit și l-a scos pe Stanley de acolo. În timp ce își revenea, Stanley a auzit. Sacoșile de plastic nu au ce căuta în ocean. Creaturile au crezut că ești o meduză și te-au înghițit fără să știe. Acum, cu o sfoară și o creangă, băiețelul a făcut ceva nou. Un zmeu! Stanley se înalță tot mai sus, zburând prin aer, în siguranță și departe de creaturile din ocean.